Salutare, voi bine și bine v-am la un nou clip. Astăzi o să reacționăm la Mici cu Muștar. O piesă destul de vechiuță, dar na. Dacă am reacționat la Jokerul de Galați, de ce nu reacționăm și la asta? Dar înainte vreau să vă arăt că vreau să vă mulțumesc de fapt că am strâns suma incredibilă de 749 de abonați și 71.822 de vizualizări la toate clipurile, 163 de videouri am făcut. Hai să strângem cât mai rapid 1000 de abonați și noi hai începem să ne uităm la această melodie superbă. O să dăm puțin mai tare, am așa. Prea tare. Așa e bine. Bine că video-ul e alb-negru. Arată sperciurat aici. Cu mititelul la un grătar. Cum i-a registrat piesa asta e super nașpa. Și oricare stația zici că trasă și deci toată piesa sună de parcă ar fi înregistrată cu microfonul de la căștile mele. Sau că ar fi filmat cu telefonul. N-am înțeles? După 5 merg în bir, aici arăți ca o fată. Aici se dă cu bicicleta, dar nu înțeleg ce vorbește. Nu mai bârfi. Deci tot ce vreau e o poză. Mănâncă mici cu muștar. Sunt un superstar. E un superstar că mănâncă mici cu muștar. Are 16 ani. Deci asta este un exemplu pentru ce nu trebuie să ajungeți. Eu la 16 ani mă văd făcând chestii mai inteligente decât să-mi înregistrez melodii cu microfonul de la căștile care le aveam cu 5 ani în urmă. Dar anyway, să trecem. Am un copil. Are un copil la 16 ani, am înțeles. Îl cheamă Călin, ce rime ciudate. Deci are un copil la 16 ani, iar un exemplu care nu trebuie să-l faceți și voi. Mănâncă micul cu muștar. Hai, să mi-a ciciurat piesa asta. Are un gust fenomenal sau ceva regen, am înțeles. E super ciudat. Mănâncă mici cu muștar. E un superstar și scoate o bucată de carton cu care se... Am înțeles, deci scoate o bucată de carton. Nici măcar un șervet de la un șepus. Coboară jos luceafăr blând. Țipă după 10 șaturi la rând, am înțeles. Deci, uitați-vă ce video prost filmat, adică el chiar filmează lângă niște ghene de gunoi și lângă un perete aproape dărăpânat. Are haine de sărac sau ceva de genul, stați, mai auzim o dată? Oh, stați că am dat prea încet. Vreau să aud încă o dată partea aia. Țin după 10, șatul la rând. Mis în haine de sărac, iar eu am venit la frac. Ceva în haine de sărac, dar ceva cu frac. În gust, afrodisiacia mea. Eu stăluie acum, 10 pețe pentru... Efectiv, vocea lui nu se aude deloc. Trebuia să ne ia orchestrața mai încet. Consum și clubul ăsta e nebun. Doamne, se filmează pe acoperișul unei clădiri super urâte. Hei, atenție mare! Așa că să găsim. Mănânc mici cu muștar. Mănâncă mici cu muștar iară. Sunt un superstar. E un superstar. Are 16 ani și presupun că are un copil. Îl cheamă... Deci eu zis prima oară că are un copil și îl cheamă Călin, acum îl cheamă Sorin, am înțeles? Vreau să vă zic că asta e prima oară când aud melodia asta, deci da.
Mănâncă micul cu muștar. Deci mănâncă mici cu muștar fiind un superstar. Un superstar mănâncă altceva. Ceva de lux. Nu știu. Ce față are? Deci pune micii pe grătar și... Se spală cu bere, am înțeles, omul meu e... Cu bere de aia la 2 litri, de aia ieftină, ieftină! Serios, asta a fost totul. Deci, în piesa asta, cred că a spus doar miște mici cu muștar. Nu eu, de fapt, ba da, jokerul de Galați înainte de droguri, nu eu. Mamă, dacă ne atacă extraterii și le punem că avem unul de-al lor Luca, Leroy. Na. Mici fier pe jar? Mici fier pe jar. Mici fierb, deci acum am înțeles, mici fierb. Vai. Haide, viața mea. Încă melodie și ne scot din Uniunea Europeană. Stai că la să-i dau like neapărat. Deci da, știe popa că un pic dezgropat. So. Oricum, guys, ca atât a fost și cu acest clip. Sper că v-a plăcut. Eu am fost, dar până de ajutor numai bine. Bye, bye.